O lucrare scrisă la două mâini sau la patru, cum vreți să o spunem, deși bate la două mâini până la urmă, mă refer la Mircea Mihăiești și la mine, este scrisă prin corespondență, prin e-mail, între Mircea și mine. Nu e prima carte care am făcut-o pe e-mail, Și nici da, ultima, poate. și nici ultima, poate, exact, și sunt eseuri despre diferența românească în raport cu alte state din Europa de Est la nivelul tranziției. Este o carte a unor nevroze, a unor mărturisiri sincopat, agonice, o recunoaștere a faptului că disperam și Mircea și eu în legătură cu teribila încetineală, lentoare a tranziției românești.